Începutul lunii septembrie înseamnă pentru cele mai multe dintre gospodine începutul pregătirilor pentru iarnă. În cam toate colțurile țării se face bulion de roșii, bineînțeles în moduri diferite, cu ustensile diferite. Cea mai delicioasă rețetă de bulion de roșii este cea la ceaun. Iată cât este de simplă! Conform știri.fresh24.ro, cel mai important aspect la care trebuie să fim atenți atunci când facem bulion de roșii pentru iarnă este că trebuie musai să se păstreze bine în cămară. Prepararea bulionului de roșii este foarte simplă. Roșiile se spală bine, se înătură partea albă și se taie. De obicei în patru, se dau prin mașina de tocat. Regula spune că bulionul de roșii se fierbe la foc mic și nu se amestecă foarte des. Rețeta veche tradițională spune că la 20 de kg de roșii se pune o jumătate de cană de sare. Se folosesc doar roșii cărnoase. De asemenea, roșiile trebuie să fie coapte foarte bine. Ceaunul din fontă sau aluminiu este cel mai bun vas în care se poate fierbe bulionul de roșii. Se fierbe la foc mic până când dispare spuma de deasupra. Sucul ar trebui să scadă cam două degete după ce a fiert. Sarea se adaugă la sfârșit. La bulionul de roșii se poate adăuga și ardei roșii și țelină. Se lasă la răcit și apoi poate fi pus în borcane sau în sticle. Se închid sticlele cu capace, după care se pune totul într-un vas mare. Înainte, pe fundul vasului, se pune un prosop. Se adaugă apă până aproape de gâtul borcanelor și mai poate fi lăsat la fiert timp de 30 de minute. Pentru a împiedica dezvoltarea germenilor, borcanele sau sticlele trebuie să fie foarte bine sterilizate înainte. Acestea pot fi sterilizate la cuptor, la microunde sau în mașina de spălat vase, înainte de fiecare folosire. Relatează știri.fresh24.ro. Dumneavoastră, ce trucuri știți pentru cel mai bun bulion?